Mania Academia, consultant în marketing online, fac lucrul ăsta de vreo 4 ani, în mare parte din cauza lui Ionuț. Nu, asta fie din cauza, dacă a fost ziua de azi, este cam din cauza. Dar nu e de rău, am ajuns să fac un lucru care îmi place foarte mult. Cum am ajuns să vă vorbesc? Astăzi m-a sunat Ionuț, băi, am văzut că ai avut un client foarte mișto pe un sistem mecanic și m-am gândit că pot să zic să ne povestesc despre asta. Bă, vin, nu vin, bine, hai că vin, deși vineri și seara, masa critică. De ce să ne promovăm online? Probabil că o întrebare la care aveți cu toți de răspuns. Am mai pus și eu încă o dată pe hârtie. Aș vrea să aud de la voi dacă aveți și alte idei și alte argumente pentru promovarea în mediul online. Acum mă refer la modul general, nu strict în sistemul medical. Cred că pentru sistemul medical vom găsi și argumente pentru care să nu te promovezi online, dar nu vreau să ajungem la alea. Am eu câteva argumente pentru care să nu te promovezi la sistemul medical. Da, da. Nu dăm nume. Nu. Deci, mai vin niște argumente pentru care să mergem să ne promovăm online? E mai ieftin. E mai ieftin? E mai ieftin, corect. S-ar putea să este mai ieftin sau nu este mai ieftin decât bicicleta. Bicicliștii, ce ne spuneți? Depinde, nu? Depinde. Bun, altceva? E mai greu decât offline. E mai greu decât metodele offline. E mai complicat. E mai complex. E mai complex. Într-adevăr, sunt mai multe variabile. Bun. Poftim? Mai targetat, corect, putem să targetăm. Și ce am pus de prima dată acolo? Că putem să atingem un număr foarte mare de potențial clienți. Și pe lucrul ăsta pe bun, adică chiar putem să măsurăm. Știm exact, oh, mi-au intrat 5.000, 10.000, 100.000 sau doar 50. Ei, dacă eu m-am pus un banner la Piața Unirii, pot să estimez că teoretic au trecut pe lângă bannerul ăla un anumit număr de, dar au trecut pe lângă. E o mare diferență între a fie acolo și ar vedea și altfel să se interacționeze efectiv cu tine. În fine, putem măsura rezultate, putem interacționa cu potențialii clienți. Putem face asta și în alte medii? Piariștii, am văzut pe aici. Dacă putem interacționa cu alții? Da. Dacă putem să interacționăm cu clienți și în alte medii. Da. Dar putem să marketingul experiențial, asta înseamnă. Exact. Interacționezi direct cu ei. Da, de exemplu, bun. Și poți să intuiești și intenția de achiziție în offline. Chiar e o chestie pe care am descoperit. Cineva mi-a spus-o, nu știam. Adică nu ne-am dat seama că e acolo. Eu militând tot timpul pentru search engine marketing și spunând că, domne, numai în Google ce tare e că poți să intuiești intenția de achiziție și faptul că în momentul în care utilizatorul face achiziție, în momentul în care face o căutare, în momentul ăla tu ești acolo cu reclama. E, se întâmplă lucrul ăsta și în offline și anume, știți domnișoarele alea drăguțe care stau lângă sticlele de bere și când te duci... Nu? Nu. Cred că nu l-am văzut niciodată. Ok. Erau niște băieți drăguți care dădeau brânză la mijloc. Deci erau cu... Serveau, știi, niște sample-uri de camembert și brie, știi? Și erau în mijloc la Carrefour acolo. Exact. Aia este, identifică clar intenția de achiziție. Bine, poate nu chiar cel mai bun exemplu, dar la fetele care sunt la bere, sigur, băieții, da, ok, le-ați văzut, da? Când ele ce fac? Stau și pândesc. Asta e, identifică intenția de achiziție, la ele înseamnă așa, pândesc când consumatorul se duce să ia o bere. Și atunci zice, sigur nu vreți berea asta? De, știi că e exact intenția. Știi că același lucru facem și noi cu bannerele, nu? Asta e foarte bine că putem să facem și cu bannerele, da, da. Dar bine, spre deosebire de ei, echivalentul nostru ar fi că ar trebui domnișoarele astea de urmărească prin tot Carrefour-ul, știi? Asta cum facem noi prin bannerele de la remarketing, știi? Exact. Bun. Și ar fi conversie mai mare la bere, e 100%. Clar, clar. De ce campanii CPC? Câți de aici derulează, au setat cu mâna lor campanii CPC? Bun. Atunci voi ăștia 25%, haideți să mă ajutați să găsim răspunsuri pentru ceilalți care nu au setat până acum campanii CPC, dar bănuiesc că mare știu despre ce este vorba. De ce să folosim campanii CPC în
sistemul medical. După aceea vă spun și punctele mele de vedere, da. Hai. Eu pot să vă spun, dar ești pe ei. Păi și eu tot pe ei. În zona aia cred că trebuie să dau un microfon. Toată lumea caută că ai o problemă medicală. Când ai o problemă medicală, nu stai așa totul. Imediat, stai că vin cu microfonul ca să aud. Corect, caută pe net. De cele mai multe ori, ce ne întoarce oare Google atunci când caut, nu știu, probleme stomatologice? Forum. Exact, ne întoarce forumul, ne întoarce site-ul de specialitate, ne întoarce bloguri, deși mai puține bloguri în sistemul medical. Ideea e că, momentan, în domeniul ăsta de activitate, sunt puțini care s-au aventurat să-și facă promovare online. Și cu atât mai puțin campanii CPC. Părerea mea e că nu știu ce pierd. Dar, în fine, Google ne pune acolo. De ce campanii CPC? Zi. Pentru că achiziția de media în forma asta este mai fracționată decât cealaltă. În sensul în care poți achiziționa cantități mai mici de media decât media în alte forme de media, nu spunem care. Corect. CPM în anul, putem să luăm mai puțin decât în zona. Hai să spunem mai ieftin. Nu, dar nu ar fi chiar corect ieftin. Știi că aici poate și de aici și da, prejudecata, știi? Corect. Nu neapărat, dar poți să iei fracțiuni mai mici. De exemplu, dacă te duci la o regie și zici, domnule, eu vreau să iau 4.000 de afișe, știi care e faza că e bine să nu intrăm să comparăm mere cu pere. Cumperi campanii CPC, unde plătești oarecum la acțiune și alte... Nu mă băga, în media că sunt... Deci pe departe nu vreau să intru într-o polemică vis-a-vis de CPC, CPM, cu toate că a început polemica asta și în grup. Pe grupul Lumea SEO PPC, era un articol acolo, l-a scris Dragoș Smeu și au început dezbaterea. Dar, nu, e un alt tip de achiziție, de mediu, da. Exact. Ce aș vrea să adaug apropo de faptul că, într-adevăr, poți să cumperi cât ai nevoie, că și-o pot permite și cabinetele mici de stomatologie, o clinică privată non-lansată, dar nu de dimensiunile, nu știu, X-ile, de să nu... Dar poți să zici. Ba da, acum sunt aici. Una este să fii MedLife, MediCover, MedSana și alta este să fii Dent Express, să fii... Doctor Ina, exact. Doctor Iona. Exact. Deci, în cazul ăsta aș permite și... și cabinetul de stomatologie, Piano, nu știu cum, să-și facă o campanie de promovare. Deci, fracționalitatea... Faptul că putem să cumpărăm bucăți mai mici este un alt plus. Ce alte argumente mai găsim pentru campanie CPC în sistemul medical? Sistemul medical. CPC? Careva? E un sistem de urgență. Dacă ai o problemă, de obicei faci click mai ușor. Dacă ai o problemă și vrei să afli soluția rapid, faci imediat click. Nu mai stai să te gândești că trebuie să alegi, că nu știu ce. Aș face campanie pe CPC, pentru că dacă ai o urgență, dacă apare primul rezultat, faci click, ai fi comandă, nu știu ce. Corect, și poți să-ți rezolvi problema rapid. Mai ales că am ajuns și într-o era vitezei, unde până să dau telefon prietenei să-mi recomande un medic și ea se gândește dacă să-mi recomande sau nu, s-ar putea să-mi găsesc rezolvarea mai repede pe spuntul Google. Da. La nivel de viteză, într-adevăr, urgențe medicale, în orice tip de urgențe medicale, merg până într-acolo încât nici nu mai dau click. Sună direct dacă pui numărul de telefon în ad, ceea ce, Exact. Ca zic, e de bine. Întotdeauna e de bine. Cred că am ajuns la 5. Fără cost, practic, da. Fără să plătească. Da. Plus. Deși cred că sună și în timp ce sună deschide și pagina. Să află mai multe. Am un feeling. Un alt argument? Bun, de la voi nu scot prea multe, o să mai vin eu cu un alt argument. O să trec și la punctele mele. Sunt perfect targetabil campaniile CPC, ceea ce este foarte important în sistemul medical, mai ales dacă vorbim de cabinetele mici.
Una e să fii MedLife, care faci orice pentru oricine, oriunde, și alta este să fii cabinetul stomatologic de la Piața Romană, care oferă servicii stomatologice de calitate înaltă pentru un anumit tip de client și eventual face și turism medical. E, deja aici intervin niște provocări. Nu mai cumpăr articol în, nu știu, Sfatul Medicului sau Romedic, pentru că o să-l vadă toată țara și nu pot să-l servez decât pe ăla din proximitate. Sau nu o să-l vadă clientul pe care eu îl caut în Italia sau în Germania. Deci vorbești de targetare geografică și de, la nivel de limbă. De targetare geografică, dacă vorbim de campanie CPC pe Facebook, intrăm și mai mult în detalii, că le-am structurat, ajungem și acolo. Ideea de targetare este cea mai importantă din punctul meu de vedere în sistemul medical. Poți să atingi pe cine vrei, când vrei, unde vrei și de bugetul pe care l-ai disponibil. Campaniile CPC sunt ușor de optimizat. Adică, după o săptămână, tu poți să tragi niște concluzii, măcar semi-concluzii, și poți să-ți optimizezi campania, atât din punct de vedere al costurilor, cât și din punct de vedere al desfășurării campaniei, efectiv. Pe target, pe rezultate, pe telefoane primite, în funcție de parametrii pe care își setează fiecare. Campaniile CPC sunt, cum am spus, măsurabile, ceea ce ne ajută, de fapt, la optimizarea campaniei. Cum măsor un articol, un advertorial, un element de PR, să spunem? Iariștii? O să vă dau exemplu în prezentarea mea, cum facem asta folosind campaniile, folosind soluția oferită de... Dar nu, am văzut. Dar ce zici? Am spus și asta în prezentare. Nu știu. Am pus. Te-am luat. Bun, deci sunt măsurabile. Sunt accesibile din punct de vedere financiar. Cum am spus, una este să fii MedLife, să-ți permiți un buget de mii de euro lunar în campanii CPC și alta este să fii cabinetul de stomatologie Dentex, care să-ți permiți doar 500 de euro pe lună. E, cabinetul care și-a permis 500 de euro pe lună are atât cât poate să ducă, ca să zic așa. El chiar dacă ar băga de 1000 sau de 1500, degeaba ai fi clienții bulu, că n-are ce să facă cu ei. E, dacă vorbim la scară mult mai mare, la fel, fiecare se scalează după nevoi, atât din punct de vedere financiar, cât și al capacității. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, că, cum ai spus, probabil toți suntem furnizori de servicii, de produse, de ceva, să fie un moment în care pic așa buluc clienții peste voi și aoleu, acum ce fac? E bine să nu se întâmple, să fie situația asta în care trebuie să trimiți clientul în altă parte, în simplu motiv că nu vrei să te faci de la cauze, adică că nu poți să fac lucrurile cum trebuie, du-te la... 0753. Așa, 4, 2. Iar campaniile CPC sunt eficiente. Și acum intră o mare listă de balețuri. Sunt eficiente dacă sunt făcute așa cum trebuie, targetate conform unui plan bine stabilit și unei strategii de business pe termen lung. Nu l-am auzit, s-a gândit el că ar vrea să facă pentru femei. Dar n-are niciun pic de studiu în spate, n-are nici mai vagă idee dacă într-adevăr oare femeile sunt în targetul lui sau vin la cabinetul lui care este într-o zonă unde nu e nici grădiniță, nici școală, nici loc de parcare? S-ar putea ca răspunsul să fie nu și să poată să bată mai mult monedă pe studenții care vin la ASE. E un aspect la care majoritatea clienților, din experiență, nu ajung în atât de profunzime și se întreabă, dar de ce pui atâtea întrebări pentru o simplă campanie? De aia punem atât de multe întrebări pentru o simplă campanie, ca să devină eficientă. Comentez? Nu. Super. Like, așa. Alt motiv pentru care consider campaniile astea sunt eficiente și la modul de testat, este important și să-ți bugetezi cum trebuie campania. Și să ai așteptări realiste. Dacă vine unul cu un buget, nu știu, spunem 500 de euro, și se așteaptă să aibă 1000 de clienți, indiferent de domeniu, s-ar putea să fie la mare distanță de adevăr. E important să setăm de la început așteptări realiste clienților, potențialilor clienți,
colegi, parteneri, cum vreți. Și e valabil indiferent de tipul de campanie. Dar dacă îi se explică de la început clientului că există medical, că indiferent unde este el, ok, de bugetul ăsta poți să ajungi la rezultatele astea care mai departe îți vor converti în modul ăsta, o să aibă, o să plecăm de la un numitor comun și nu o să spună peste două luni, dar n-a mers. Asta pentru că el nu știe ce înseamnă să meargă sau să nu meargă cu adevărat o campanie de CPC. Probabil că v-ați lovit cu asta. Bun. Zic, nu să vede, dar să vede. Nu contează. Unde și cum ne promovăm? Prin campanii CPC. Eu vreau să puntez un pic doar pe Google și pe Facebook. Sunt cele mai mari, cele mai convertibile, cele mai testate, cele mai uzitate, cele mai. Google vrea să fie primul, Facebook să-l bate și el pe acolo, să-l treacă, suntem pe drumul cel bun. Proiecția, proiecția după campania AdWords pentru 2013 pe AdWords mondial e 66 de miliarde de euro, deci mai, de dolari mai avem până Facebook nu ajunge deocamdată. Da, da, da. Deci eu... Mai e. Nici nu comparăm, mai recupere, nici universul nu este același. Cum spuneam că dacă avem, dacă în România sunt 2,7 milioane de utilizatori și în mare parte putem să-i atingem pe toți prin Google, pe Facebook putem să atingem doar 4,7. 4,7? 4,5? No. No. 4,0. Da. 4,7. Ce mai rucați 4,5? Dar ultimul decisiu pe care m-am informat acum vreo două săptămâni, 4,7. Bun, hai să spun de campaniile de Google. Campaniile Google CPC. Probabil știți de putem face prin anunțuri text, prin anunțuri banner. Ce se recomandă pentru sistemul medical? Ce credeți voi că ar merge mai bine pentru sistemul medical? Ce fel de campanii? Amândouă. Mix și video, da. Toate. Știu, noi în domeniu întotdeauna spunem toate și clientul va trebui să aleagă. Nu. Nu cred. Cred că noi trebuie să consiliem clientul. Când vine cu un buget, măi, atâta am și vreau să obțin beneficii maxime, cred că trebuie să ne gândim de două ori cum folosim bugetul la modul optim. Și aici e de luat în calcul. Argumente pro pentru anunțurile text. Merg în special pentru campanii focusate foarte mult pe generarea de lead-uri sau pe vânzare. În mare parte sunt folosite, cum am spus, pentru clienții mai mici și care vor și o targetare mai mare. Ei vor rezultate acum. Ei nu vor branding, nu vor, n-au strategie pe 3 ani de zile de dezvoltare, nu au un plan ca peste 6 luni să deschidă un nou spital și pentru asta trebuie să-și creeze un statut în, nu știu, zona respectivă. Asta e principalul argument pentru anunțurile test. Poți fi mai bine targetate și merg mai la fix, mai pe vânzare, generare de lead-uri. Am argumente, schimb, și pentru folosirea bannerilor. De data asta, mai mult pentru, în cazul clienților mari. În cazul clienților care vor să pună accent pe branding, pe imagine, pe creare de comunitate, pe a obține un reach mai mare în piață, ok, mă alege pe mine MedLife în defavoarea lui Medicago. Ok, ca să fac asta, campaniile cu anumit text nu o să-l ajute. O să-l ajute, în schimb, campanie puternică de banner, campanie de PR, puternică de responsabilitate socială, de outdoor, de biciclete, care mi se pare o idee super bună și merge recomandată în sistemul medical, că la modul ăsta. Video. Am văzut foarte puțin care să-și facă pe video, din sistemul medical vorbesc, dar au fost, am văzut. Nu cred că erau totuși prin CPC, dar l-am văzut. Acolo componenta principală este tot de imagine. Tot de imagine. În primul rând că folosești video pentru probleme mai grave, gen ok, faci o intervenție chirurgicală pe care le transmit live, nu știu ce. Au un mini filmuleț care merge la feeling că atunci când vei naște, vei avea nevoie de o maternitate liberă și disponibilă la momentul X. Deci l-am băgat tot în categoria de campanii de imagine branding. Facebook, hai să trec repede și de Facebook.
Să știu să nu vă vorbesc două ore, că nu vorbesc. Facebook. Câți ați dat campanie, câți ați folosit și faceți campanii de CPC pe Facebook? Ne puținăm, e bine. Eu sunt mare fan a campaniilor pe Facebook, pentru că ne permite un alt tip de targetare și de completare a campaniilor de pe Google. De ce asta? Pentru că putem să ne alegem un profil mai exact și mai ușor de înțeles pentru client. E, dacă revin la clinica de stomatologie, că e mai targetată. Știe că punctul forte este pe parte de cosmetizat, nu știu, albire, dinți, strasuri și nu știu ce pietricele pe dinți. El știe că targetul e femei cu vârstă între 30 și 45 de ani, majoritatea căsătorite cu venituri peste medii, interesate de shopping, luxury și mai știu eu ce. E, luând tot profilul ăsta, creând tot profilul ăsta, noi putem foarte bine să mergem în Facebook și să livrăm cu astfel de campanii. Mi se pare de vis. Și mie și clientului. Partea bună este că și convertește. Revin la aceleași amendamente, condiția să fie făcută cum trebuie. Argument pentru CPC. Ce vreau să mai subliniez la campaniile de CPC prin Facebook. Avem două variante. Una este să trimitem pe pagina de Facebook, unde conversia poate să producă mult mai ușor, că probabil va trebui doar să-mi dea un simplu like, dar mă ajută să creez comunitate și branding, sau poate să mă ducă direct în site-ul clientului. Sau poate să mă ducă, cum ai spus tu, un număr de telefon. Depinde ce vrei să faci acolo. În funcție de strategie, alegem și unde să trimitem clientul din ad-urile respective, din anunțurile respective. Ideea e că întotdeauna din campaniile de CPC, din punctul nostru de vedere, că am făcut campanii și rulăm pentru o mulțime de clienți, dau rezultat. Exemplu 1. În mare le-am spus, de mai trec o dată în revistă. Și dau două exemple, cum am spus. Unul de sus, cu un client mare care avea ca scop creare de branding, că și le are, dar întotdeauna, că și Coca-Cola își face reclamă la infinit, nu pentru care avea nevoie de clienți noi, ci pentru a-și păstra poziția pe piață. E același aspect. Și a fost o întâlnire așa foarte haioasă, m-am dus la ei și noi tocmai ne-am schimbat site-ul, avem doar 7.000 de unici pe site. Păi, e bine. 7.000 pe lună. Da, 7.000 de... Am zis, te zic? 7.000 de unici pe... De obicei ne raportăm la lună. 7.000 de unici pe lună și vrem de 10 ori mai mult. Și mă uitam, dar sunteți conștienți de ce înseamnă asta din punct de vedere financiar? Păi să ne spui tu. Ok, o să vă spun eu. Am zis la birou, le-am făcut calcul, i-am trimis oferta mare, pentru o campanie CPC strict pe Google, un buget mare. Mă, suma mi-a spus ok, când ne apucăm de treabă, a fost excelent, la modul... Ok, hai să facem... În sală s-a întrebat cât, da? Hai să facem un lucky guess. Deci, ca să ajungem de 10 ore peste 7.000, ar trebui să mergem cu, na, să aducem 63.000, nu? 70.000. De la 63.000. Da, deci trebuie să aducem 63.000 noi, da? Exact. Ok, vă rog să țineți cont și de raportul dintre clicuri și vizite și vizitatori unici. Deci vreau să aveți raportul ăsta în minte când faceți estimarea, da? Deci, 63.000 de unici. Ok? 63.000 de unici. Ok, hai să fac eu calculul, că după că nu... 63.000 de unici. Să zicem că am avea un 20% returning visitors, da? Ceea ce înseamnă că 1.2 înmulțit cu 63.000, nu? Asta înseamnă undeva la... Pe bune mă lăsați? 12.600 plus 63.000, 78.300. 75. Cred că poți să-i rotunjești, că 63 plus 12, 65, 75. 72.300, cum 75? Da, 75. 75, da, în fine, 75.000, mas o menos, da? Ok, după care îi trecem în clicuri și aici avem tot cam 0.8 vizite la click, da? Adică 0.8 click-uri la vizită, ceea ce înseamnă undeva la
încă o dată cu 1.2, nu? 80-90 de mii, nu? 90 de mii. 90 de mii. Dacă mulțim cu un cost per click, un average cost per click de 0.3 euro, da? Nu, hai să zic. Da? 0.3 euro. Asta înseamnă că avem 3 click-uri la 30 euro, 30.000 de euro. Ta-da! Pe lună. Pe lună. Pe lună. Bun. Știți care este fiul agenției? nu dau limonadă la toată lumea în seara asta, dar poate altul. E, nu s-a ajuns nici chiar până acolo, dar oricum a fost un buget mare. Ideea este că s-au făcut niște obiective, s-au făcut calcule foarte simple, s-au atins obiectivele, toată lumea a fost mulțumită până când s-a lăsat spitalul. Și a trebuit să treacă la o agenție cu pretenții și să încheie colaborarea noastră. Pe bune? Da. Poftim? Să vorbim despre asta. Nu, dacă vin din media. Am înțeles. Așa, next. Exemplu numărul 2. Clinică de stomatologie, cabinet de stomatologie. Vorbim de cu totul alt nivel de business, mai mic. În schimb, nu era o simplă... nu e un simplu cabinet de stomatologie din colțul străzii din Berceni, și din buricul târgului, care mă, targeta... Mă, că Bercina de acolo stau și am zis să... Ia, fac mai la îndemână. În schimb, aveam un target interesant. România, dar clienții mediu spre high, și Italia, Germania, și dacă mi-aduc bine aminte, și Franța. Nu fiind sigură, nu mai trec acolo să mă facă. Deci vorbim de o targetare mult mai specifică, pe care nu prea o poți face decât cu... Mulțumită Sfântului Google. Am luat o astfel de campanie, am avut niște obiective, în mare parte s-au atins cu plus minus. N-au venit din prima lună, au venit din a doua lună. E un lucru normal să întâmplă în toate părțile. Care a fost diferența? Și am subliniat-o la început, o mai subliniez și acum. Important este că prin campaniile CPC putem să ne adaptăm în funcție de fiecare tip de client, în funcție de fiecare buget, și în funcție de obiective. Eu vă doresc un cer mult succes să faceți asta. Dacă asta e tot, din întâmplare exact astăzi am dat peste bancul ăsta. Am zis că soarta a fost, dacă s-a vrut bine, dacă nu, eu am simțit nevoia să-l adaug aici. Vreau să subliniez că orice campanie de CPC dă rezultate maxime doar dacă este susținută și de alte medii de comunicare. Doar cu Google AdWords nu reușești să faci mare apusarea, cum cu principiul că o floare nu se face primăvară. Așa că social media, PR, biciclete, tot ce vreți voi poate să funcționeze cu condiția să vă gândiți bine înainte pe specific cu clientul. Vă mulțumesc! Dacă aveți întrebări, cum spune și acolo, astăzi ofer consultanță gratuită. Doar azi! Vă mulțumesc și eu! Mulțumim mult! Dacă aveți întrebări pentru Daniela... Gratuite, m-am spus. Doar în seara asta. Bun. Urmez eu la prezentare. Știu că mi-e greu să mă prezint.